Da. Unde ești? Hai bagă și mâna pe buzunare că că sunt plin de pește. Nu știu, ori în stânga, ori în dreapta. Gata, mersi. Uite, bă! Da, ți-a nu trebuie să băge pește, nu? Rigore? Nu, iubire, ar trebui să-ți faci cartofei tu. Tu că și iubim, spune o dată mie. Serios? Am găsit ca mea un frate. Cum va ieși pe vierele? Urmare. Depinde cum îl montez. Montează calm. Gata. Hai. Ce focul? Mulțumesc! Dar tot card, tot curge. Dar ai mai început. Dar cum dau seama? Ce faceți acolo, gogoșari? Ardei? Nu, încălzim ardei. Da, e corect. Îi încălzim. Vrei și tu unul că îți dărâim un ardei. De să dau pe fără. Cu carne tocată? Da. Și cum are? Nu, Tina poate vrea. Constantina, vrei un ardei? Nu, nu, la mart. Nu-ți place ardei umplut? Vreau să ofer din stimă. Eu sunt nebunită după astea, așa, tocături. Păi și dacă Grigore ți-o oferi? Da. Am avut poftă de ieri, mamă, salivam. Da, trebuie să spui cu smântână. Ai smântână? Nu, dar nu fără trebuie. Măi, ne punem cu iaurt, dacă vreți să-mi puțin iaurt de la noi. Nu, fără. Că smântână nu avem. Nu, fără. Gândeam săptămâna viitoare, ia și eu puțină carne tocată și vă la cuptor și da, faci mai guri. Mi-a fost o poftă ieri. Da, de cine? Da. Pe cine ați făcut ieri? Voi. Că cine a făcut ieri? Am început aici, acum descoper ceva, de sunt pofticioasă, acasă nu eram pofticioasă. Eu nu sunt pofticioasă deloc. Nu o vai. Nu mult. Dar cum dau seama cât am făcut, că nu știu. Păi bagi și tu. Eu mai las un pic și așa ce mă gândim și acum. Un capacul, da? Da. Am mâncat un col de pâine cu puțină prăjită. A, să vă zic ceva, brânza aia, crema aia, de vă voi Hoflan? Mie nu-mi place. De ce? Pentru că lasă așa un zero zeamă. Și încă ceva, m-am uitat pe ingrediente. Aha. Și e făcută din urmă de chestii de euri și prostii și lele. Păi și almete nu-i la fel? Almete e făcută doar din brânză proaspătă de vaci și atât. Ah, fără nimic altceva. Foarte bine de știut, o să luăm amete de acolo. Lasă amete. Și e mult mai bună, e mai consistentă. Mai bagă și un degetul pe acolo, că uite, nu se duce apa. No. Eu, dacă nu veneai tu să mă ridici, crede-mă că nu mă ridicam de rău din pat. Dacă știam, nu veneam în guri. Te mai lăsam să dormi. Serios, de ce? Trăgeam de mine, ziceam, hai să mă duc să mă scol pe cap. Nu, mai stau puțin, las. Nu. E bine tot la cuptorii fac, da? Da.
Dar nu-mi dau seama când ce fac. Bine, 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 cât a dat pe ardei și a luat cât ardei asta. A luat foarte mult. Au luat dintre ăștia, da, cât a dat? 4 lei sau nu știu. Da, de 4 lei au luat vreo cât ardei. Au luat foarte, foarte, foarte mult. Ne-a mai rămas ca să facem ardei cu aia cu mâna. Mamă, îmi plac mult de tot. Dar prin ce nu ți-ai luat ardei? Păi n-am. Vrei să dăm eu un ardei cu mâine? A, cop da. Bine. E cum cop da, că și de-o te-ai zis da. Deci amândoi da. Da. Iubii, da, luat și capia. Am luat de aia roșii capia. Și sunt foarte buni și ei. Da, cred că te arăt cum arată, că noi le facem și de ăștia, dar bine, trebuie să-ți dăm verde, că... Bă, nu știu. Dar nu mai găsesc pe ăștia, unde sunt. Uite. Iubii, ele ți nu-ți plac ardei cu? Asta este cu bebeluș. Aha. Dar nu cu mod special. Aha. Așa, mamă, cop și cu... Și capia mai avem patru să ne facem cop. Vezi că începe să ți se strice asta, cred, roșu. Unde? În vârf acolo. Numai din cauza mea. Și ardei de ăștia mai avem. Ăla stricat, îl curățăm. Și mai avem și doi porumbi. Foarte. Luăm și ardei și gog, și porumbi. Noi luăm și pepene. Mamă, și ardei. Mamă, iubire, și... nu mai mi-au nimic. Deci voi vă luați și vinete? Am da. Așa o poftă de multe. Am vorbit, are Andrei o pungă de fructe de mare. Vrei să o luăm noi să facem duminică? A, nu. Nu? Nu, iubire, nu. Las că așteptăm până marți. Ce? Mă gândeam cu fatorii duminică să mâncăm ceva mai special așa. Nu, uite, așteptăm până marți. Da. Nu mi-a, eu nu trebuie să-mi iau din buget fructe de mare. Dar nu știu cât costă. Costă vreo 40 de lei. Bă? Serios. Ce-ți plac fructele de mare, Grigore? Da. Nu prea cunosc. Păi și de ce nu ții la aniversare să-ți gătești? Poate. O să-mi iau. Eu sunt mai tu câte aniversări mai ai? Una doar de petrecut. Dacă o apuc una, da. Ce că dacă o apuci? Acum, luna asta, nu? Da. Noi mai avem două, să cântăm mai vechi ca tine. Oftică-te. Adică ce vrei să spui? Păi tu nu, că nu mă întreci la luni. Păi nu te întreba, da, te ajung. Păi mă ajung, dar nu mă întreci. Te ajung, dar nu te întreb. Trecut n-are cum să te întreacă, domnule. Păi nu, că ei au câte au 7-17 zile în fața noastră. Jumătate de lună. Păi și ce? Iulie. August. Mai aveți o aniversare. Iulie acum au la aniversare și în august o aniversare. A, păi 28. Unde? 28 nu mai stăm aici. Nu prindem. Prindem eventual da? În platou. Da. Dar numai cu organizare, cu zără. Păi înseamnă că mai avem 5 săptămâni. Grigore, nu? Nu știu cât mai avem. Dacă plecă ultima lună din august nu avem? Da. Păi da, nu știu că după finală trebuie să vin pe 2 săptămâni. Aia nu se mai pune. Nu se mai pune. Dacă am ajuns la... acasă. La hotel. Exact. Dacă aș deși acolo e bine. Ia zi, dar abia aștept hotelul, Grigore. Mâncare dimineața, dărea. O să ne-l dea. Hai. Cină seara, îți place, nu? Da, apartament. Măi, trebuia să spui că de-abia și hotelul pentru altă chestie. Tu ai luat-o pe mâncare. Da. Ce urât ai dat. Vezi cum s-a gândit, mă, Grigore. Vezi ce aștepți tu? N-avem voie nici acolo să încălcăm regula. N-ai voie nimeni astea pe una, oricum. Oricum, sunteți niște... curajoși. Cum ar sunteți? Cine ai zis? Voi, că ați îndrăznit să veniți aici și să stați atâta timp. Bă, cu Grigore eram predestinați, măi. Pentru voi băieții mai greu la asta, de mă refer. De ce eram predestinați? Am stat în aceeași cameră la hotel. Păi da. Cum v-ați fi nimerit voi de nu știu? Păi numai Grigore era singurul fără pereche, că eu am ajuns ultimul. Ah. Eu am întârziat o oră jumate. Păi, nimeni nu mă dorea pe mine. De 3 zile, am avut treabă. Tot m-am luat afară. Adevărul e că dacă nu am rezolvat ceva, dacă nu l-am eu pe Raimond, nu l-a nimeni. Asta e adevărul, da? Și punct. Păi normal, tu l-ai acceptat că el a fost ultimul. Păi da. Ce, iubire? În ultimul moment am venit, că eu nu-mi rezolvam ceva și nu puteam să vin. Ce te lăsa rezolvi? Ce aveam ceva de rezolvat înainte să vin. Și nu puteam, n-aveam cum. De-aia mă întârzea, că nu mai trebuia să vin. Cum de-ai venit după aia? Am rezolvat într-un final. Nici așa n-am rezolvat oricum.